Primele 48 de ore ale răstimpului pe care îl analizăm, cuprinse între 25 și dimineața zilei de 27 august, se pot asocia cu discuții legate de bani, cu așezarea unui proiect într-un cadru legal, cu ajustări ale unor proiecte anterioare sau cu revizuirea unor clauze și condiții legate de un proiect. Pentru cei născuți în Vărsător, ziua de 28 august este importantă pentru că Marte intră în casa a 7-a și de acum încolo câteva săptămâni le va activa acest sector important legat de viața de familie, de procese, de dușmani, de rivalități, de contracte, de afaceri. Este destul de multă provocare de acum încolo în acest tranzit. S-ar spune că nu liniștea se așterne în acest segment controlat de zodia leului și parcurs traversat de planeta Marte, ba dimpotrivă se poate vorbi de agitație, nervozitate, iritare, conflicte, dispute, certuri sau acutizări ale unor conflicte anterioare. Cu cât nativii din Vărsător se vor apropia de 10-15 septembrie, cu atât aceste ipostaze se pot combina sau se pot reflecta într-un chip negativ asupra imaginii publice, asupra statutului profesional sau asupra întregului echilibru social pe care aceștia îl au, printr-o logică astrală asupra căreia în această clipă nu mai insistăm. Ziua de 31 august se asociază tot pentru Vărsător, cu un semn de exclamație. Noi îl punem în dreptul casei a șasea, a stării de sănătate de fiecare zi. Este vorba de o combinație pe care luna neagră în rac o realizează și care îi șubrezește din punctul de vedere al alimentației, digestiei, metabolismului, funcționării stomacului și al pancreasului. Apoi, prin opoziție cu Pluton, se pot crea și alte disfuncții organice sau se pot pune premisele unor stări de mică suferință. Crize care durează jumătate de oră, o oră, două, o noapte. Este adevărat că răstimpul pe care îl străbate luna prin rac ține din ziua de 30 august până la sfârșitul zilei de 31, dar maximum de potențial negativ se realizează în noaptea de 31 august spre 1 septembrie. În această perioadă trebuie ca acești nativi să dea dovadă de înțelepciune, măsură, cumpătare și grijă față de propriul organism. O zi în care este bine să nu se discute, să nu se angajeze dispute, să nu se țină conferințe sau să se evite prezențele publice, este cea legată de 28 august, când beneficii sunt într-o poziție proastă, iar planeta Venus nu permite ca o serie de convingeri, premize, idei sau idealuri să fie exprimate coerent, convingător sau adecvat. Se poate spune că într-o astfel de zi, repet, 28 august, se pot rosti lucruri în locul nepotrivit, iar momentul însuși să fie el nepotrivit.